Bună seara și bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre controversatul incident legat de un elicopter distrus aseară lângă Tiraspol, de asemenea despre scrutinul desfășurat în Rusia ca președintele Putin să obțină încă un mandat. Vom discuta de asemenea și despre ce se întâmplă pe front și declarațiile președintelui francez cu privire la eventuala trimitere de trupe în Ucraina. Dați-mi voie să vă prezint invitații din această seară. Este vorba despre domnul Andrei Curăraru, care este expert Watchdog. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Și despre domnul Alexandru Frenchea, care este fost ministru pentru reintegrare. Bună seara și bine ați venit! Și vă citim și comentariile cu mare interes pe I4P. Da? Mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Ziceam să începem cu incidentul de ieri, pentru că unii s-au speriat și pe bună dreptate. Haideți să vedem ce a fost acolo sau ce s-a întâmplat acolo. Mai întâi, ce nu a fost? Ce nu a fost? Ce nu a fost? Nu a fost ridicat nivelul de alertă în stânga Nistrului, contrar oricărei logici dacă ieșim din ipoteza unui atac terorist. Nu a fost niciun fel de reacție sau informație quasi oficială de la Tiraspol, ședința operativă de luni dimineață deschisă de Krasnuselski, niciun cuvânt, cel puțin din comunicat de presă, din secvențele video publicate, niciun cuvânt despre acest incident. La fel, ce nu a mai fost o reacție a Federației Ruse. Comentariul Mariei Zaharovici nu merge, prin virgulă, după enumerarea pretensiilor atacuri teroriste ale Ucrainei în orașul Belgorod, alte localități, a menționat și că cineva tulbura apele în Transnistria, în repetate rânduri, șeful ei, ministrul de externe Lavrov, a zis că orice fel de atac asupra militarilor ruși din stânga Nistrului va fi tratat ca și atac asupra Rusiei și va primi un răspuns imediat și hotărât. Lucru care nu s-a întâmplat mai mult decât atât, nici măcar o declarație în acest sens. Ce nu ar spune Zaharova despre elicoptere transnistriene de care armata transnistriană nu are, dacă acest lucru într-adevăr s-a întâmplat, singura locație în care putea să se întâmple este aerodromul de la Tiraspol, care este al grupului operativ al trupelor ruse. Deci el nu este al armatei transnistriene. Și indiferent ce vehicul aerian era acolo, este un obiect militar al Ministerului Apărării Rus. Deci astea sunt lucrurile care nu s-au întâmplat, concluziile cred că sunt la suprafață. Din imagine am văzut că ardea de desubtul elicopterului, da, ceva. Astea sunt imagine pe care am văzut. De asta ne-a sedus la gândul că ceva s-a întâmplat, pentru că nu, sunt niște imagini pe care le vedem și ne gândim că ar putea fi posibil să se întâmple acest lucru. În primul rând, nu avem confirmată autenticitatea acestor imagini. Da. Deci, presupunem că sunt sau ar fi adevărate. Da. Primul lucru care l-am făcut noi, am verificat imaginile statice pe care le-am văzut după și am văzut acolo alterații pe care le-am depistat prin două mecanisme diferite, după care timp de 6 ore am văzut reportaje pe Twitter, acum X, în care au fost verificate și imaginile video, se vede cum aceste pixele se mișcă, apar, dispar, acel OZN nu este în continuare pe acele imagini. De ce sunt alterate imaginile? Pot fi mai multe elemente. Am discutat cu echipa, asta ar putea să fie un element de fuzilaj care să identifice acel elicopter sau poate să fie un explozibil care a fost plasat, cum mai multă lume spune, sub și imitat această înscenare. Noi nu putem să spunem despre asta concret, nu sunt suficiente date în spațiul public și de aceea trebuie o investigație neutră, dar având în vedere că până și presa rusă vorbește mai mult despre explozie la acel aerodrom decât despre un atac cu dronă care ar fi ridicat, hai să spunem, și alerta, fiindcă sunt și ei interesați să ridice acest narativ despre Ucraina care încearcă să limiteze cumva libertatea transnistrenilor sau să-i pună în pericol. Pentru noi dubile sunt mari, am văzut și reacția celor de la biroul de reintegrare și ne dăm seama că mai este o făcătură, cum a mai fost. Am văzut atacuri cu
de același tip înscenate asupra unor antene, am văzut atacuri asupra chiar sediului MGB-ului când nu se afla nimeni acolo. Tot într-o zi de duminică. Cred că duminica, exact. Acționează aceste grupuri de destabilizare din regiune, plus încă un element care după mine este foarte important, este că viteza și mărimea acestei drone vorbește despre dronă comercială cel mai degrabă, adică nu vorbim despre drone astea mari militare. Iar ele au o rază de până la 8-10 km, adică până și persoana care trebuia să conducă această dronă trebuie să afle undeva foarte în apropiere ei, adică eventual un grup ucrainean că trebuie să riște personal să se afle în Transnistria pentru astfel de atac asupra unui elicopter care aparent stătea acolo de decenii. Am văzut că colegii de la Europa Liberă l-au identificat ca fiind unul dintre elicopterele care au fost utilizate într-un exercițiu militar în 2017, dar noi am verificat iarăși imaginele de atunci. Imaginea pe care îl prezintă pe dânsul așezat este veridică și are metadatele care indică când a fost luată. Când zboară, nu este identificabilă și noi nu putem să spunem că aceste imagini au fost luate atunci și el, într-adevăr, în 2017 încă zbura. Ele pot fi de arhivă. Da, trebuie să precizăm că autoritățile de la Chișinău au declarat că este vorba despre o tentativă de a provoca frică și panică în regiune și precizează că autoritățile de la Chișinău aflate în contact cu partea ucraineană nu confirmă vreun atac asupra regiunii transnistrene la ora la care s-a întâmplat, adică în foarte scurt timp a fost difuzat acest comunicat. La fel, tot autoritățile spun că tehnica militară din imagine, adică acel elicopter, nu funcționează de câțiva ani. Asta înseamnă că ei au identificat acel aparat, știu despre ce este vorba. Așa înțelegem din declarație. Nu neapărat că l-au identificat, adică e ușor să identifici ceva care nu a zburat. Adică e adevărat că de mulți ani în stânga Nistru nu există elicoptere de tip Mi-8 care să fie operaționale. E adevărat că de mulți ani nu au mai zburat. E la fel de adevărat că Ministerul Apărării Rus ultimii 10 ani, mai bine de 10 ani, a încercat de câteva ori să aducă piese de schimb și ingineri ca să repare cel puțin un elicopter. Lucru care evident le-a fost refuzat. Deci, în 2017 și în alți ani, în perioada aceea, în 16, în 18, din cât știu eu, într-adevăr, în aplicația comune între forțele rusești și cele formațiunile paramilitare ale regiunii Transnistrie, într-un exercițiu cel puțin, într-adevăr, a fost utilizat un elicopter de tip Mi-2. De astea în stânga Nistrului sunt. Adevărat că și acele de vreo 5 ani nu au mai zburat. Deci pare că și acele nu mai sunt funcționale. Neavând nici piese, nici posibilitate de servire. Deci, da, mai curând e o machetă, dacă vreți, fără capacitate de zbor. Iarăși colegii... Și atunci, de ce păi da, întrebarea, de ce să... Asta, de ce, de care este sensul? Pentru că informația a fost difuzată inițial de presa din stânga Nistrului, citându-se ENGB-ul de acolo, care vorbea despre o dronă kamikaze și toată lumea s-a speriat firește. MGV-ul din stânga Nistrului nici până, cel puțin acum o oră, nu avea un comunicat de presă publicat. Deci nu am mai publicat nimic și așa a zis Ministerul Apărării, la fel doar în această dimineață, în prima jumătate a zilei de luni, la o distanță de aproape 24 de ore, a publicat un comunicat sec. Vitali Ignatiev, pe la mijlocul zilei, a dat un comentariu mult mai desfășurat, dar din nou un comentariu. Iarăși, niciun fel de măsuri vizibile în stânga Nistrului care să indice cu adevărat administrația este alertată, s-a întâmplat ceva, nu, alegerile sau da. Așa numitele alegeri au decurs cum au decurs, oamenii s-au plimbat, toate știrile de ieri din stânga Nistrului au fost despre sărbătoare, despre Maslăniță, a început postul mare, adică nimic care să indice că administrația societatea e la mare. Da. Eu zic să ați precizat dumneavoastră despre faptul că s-a întâmplat ieri, când într-adevăr în Rusia a avut loc un scrutin, de fapt un scrutin care s-a întins pe o perioadă de 3 zile și care a avut ca scop alegerea lui Vladimir
din start, da? Vladimir Putin pentru un nou mandat, al cincilea mandat, cel mai longeviv președinte, care are, să spunem, pentru cei care nu știu, 71 de ani și se pregătește pentru încă 5 ani la cârma Rusiei. 5 sau 6? 6. Da. 6 ani. Cum ați văzut acest scrutin? Pentru că astăzi deja putem să tragem niște concluzii. Ok, în primul rând ar fi corect să spunem că nu a fost un scrutin, nu există alegeri fără alegere, rușii nu au avut alegeri, a fost, dacă vreți, un referendum de reconfirmare legitimității lui Vladimir Putin ca și lider al poporului rus. Și cred că tind să dau dreptate acelor observatori independență în Rusia care mai sunt, care au zis că pentru Putin contează nu atât procentele acumulate, evident că vor fi suficiente, cât numărul de voturi în 10 de milioane. Trebuie să fie în creștere față de referendumul privind revizuirea Constituției, respectiv în creștere față de precedentul scrutin, ca să arate câte 10 de milioane de oameni îl sprijină pe Vladimir Putin. De aici și nevoie pentru rata de participare înaltă, deci și alegeri care în premieră au avut loc timp de 3 zile ca să încurajeze cât, cât mai mulți oameni să vină să voteze, pentru că evident că majoritatea vor vota pentru Putin. Pe un segment mai îngust în stânga Nistrului, mai exact în Tiraspol, cifrele tot sunt interesante. Adică dacă un calcul elementar, 24.000 de oameni au fost, sau alegători la Tiraspol au votat, asta a fost informația prezentată de administrația regiunii, două secții de votare, câte 12.000 de alegători per secție de votare, secțiile de votare deschise timp de 12 ore, 1.000 de alegători per oră, deci în mediu mai puțin de 4 secunde pentru un alegător în regim non-stop timp de 12 ore. Probabil cam în același regim au avut loc alegerile și în federație. Nu în întreaga. În Federația Rusă. În întreaga Federație Rusă. Asta am vrut să spun, da. Vă rog. Problema este că până la urmă am avut și un referendum de legitimizare a războiului. Pentru că una dintre primele întrebări care i s-a acordat lui Putin după anunțarea legii, validității și faptul că a câștigat a fost, uitați-vă că dumneavoastră ați fost reconfirmat și Zelenski nu. Ce facem? Cu cine negociem? Asta era și o miză mare a acestui scrutin, de asta doi așa candidați, pseudo-candidați, să spun eu, pentru pace au fost eliminați înainte încă la faza de înregistrare. Am văzut moartea lui Navalny, care cumva a deraiat strategia mai mare care trebuia să fie de protest și cumva a speriat multă lume care aveau să iasă la protestele respective împotriva lui Putin. Vedem că deja statisticienii vorbesc despre, iarăși estimativ foarte conservator, circa 20% ar fi fost adăugate artificial. Este așa numitul model al lui Shpilkin, care aplicat arată diferența dintre media statistică care trebuie să fie pe țară și unele regiuni, așa numitele sultanate electorale, unde Putin întotdeauna ia niște cifre gigantice, regiuni printre care se află și Transnistria, apropo, și este foarte interesant să vedem cifrele respective și niște documente oficiale, fiindcă tot timpul se vehiculează cifre de 200.000, 200 până la 250 am auzit de cetățeni cu pașapoarte ale Federației Ruse. Unde sunt ei dacă votează? Unde sunt ei dacă votează atât de puțini? Poate și de asta m-a mai trebuit fumigena asta cu elicopterul pentru a arăta că situația e grea și nu se poate de mobilizat așa de multă lume cum se mobilizau înainte. Am văzut cifre și până la 75.000 de voturi desenate în stânga Nistrului, iarăși pe care Chișinău nu le poate controla și nu le poate verifica pe cât ele sunt de reale. Dar ceea ce trebuie să înțelegem este că chiar dacă va trebui să se mai așeze la masă de negocieri cu Putin, marii lideri, ei nu mai consideră un
președinte legitim, am văzut că a fost felicitat de plin Mongolia, Cuba și Turkmenistan. Nimeni din liderii europeni până la moment nu l-a felicitat. Da, Macron într-un interviu după Berlin chiar spunea că nu îl va felicita pe Vladimir Putin. Acum, ceea ce am văzut este că prezența la urne a fost foarte mare, 73% din ce am văzut eu, 73%. Votul pro-Putin 87%, asta fiind cifră record pentru istoria Federației Ruse. La Chișinău la fel am văzut oameni stând la coadă ca să voteze și a fost și un incident în ambasadă cu cocktail Molotov. Cum vedem acest incident? Ce s-a întâmplat de fapt? Pentru că există două variante pe care le-am văzut. Fie a fost un om într-adevăr nemulțumit, fie a fost partea unui scenariu acest incident. Incidente am văzut chiar și în Federația Rusă. Incidente care s-au soldat cu dosare penale. Înțeleg și aici, deja a fost anunțat un dosar penal. Respectivul cetățean are norocul să nu fi aflat pe teritoriul Federației Rusă, pentru că acolo așa ceva este terorism, înțeleg că huliganism agravat. Ambele versiuni au dreptul la viață și nu cred că vreuna din ele schimbă ceva. Adică dacă ar fost pus la cale de cineva ca să ce? De ce a ars elicopterul acela ca să ce? Adică noi destul de repede am trecut de la subiectul elicopterului la subiectul alegerilor, dar elicopterul KSC, eu nu cred că, chiar dacă practic tot ce știm la moment despre acest incident sugerează că a fost un scenariu, asta nu înseamnă că ne putem relaxa, că incidentul a fost epuizat. Nu, Federația Rusă mereu va face referință la el și îl va utiliza atunci când va considera necesar și util. Acum, întrebarea este ce să facem noi cu această situație. Dincolo de lucruri evidente că totuși securitatea acestei țări trebuie protejată și siguranța oamenilor trebuie protejată, dar în viitorul imediat, în primul lucru care trebuie să se întâmple este organele sau serviciile speciale trebuie să confirme totuși autenticitatea sau în momentul în care au suficiente sau bănuială rezonabilă, veche formulă, că s-a întâmplat ceva acolo, organele de anchetă trebuie să pornească o anchetă penală. După care să se adreseze colegilor din Federația Rusă, Procuraturii Generale Federației Ruse, cu două solicitări. Să-i notifice, uite, pe teritoriul țării noastre, pe un obiect care vă aparține, s-a întâmplat un incident, am pornit o anchetă penală, vă rugăm să ne prezentați și nouă datele de care dispuneți și să ne asigurați acces pe aerodromul din Tiraspol ca să colectăm probe. Și după asta să vedem ce o să ne răspundă. Pentru că, pe lângă toate, totuși, organele de anchetă, serviciile speciale rusești, prin virgulă, da? Nu le echiparez, nu sunt purtători de cuvânt ai Ministerului de Externe. Hai, jocurile lui propagandistice ale Mariei Zaharova, ok. Acolo cred că răspunsurile vor fi foarte punctuale și nu vor putea spune că ăsta a fost elicopter al transnistrienilor. Ori dacă vor spune, un nou demers cu o nouă solicitare de a prezenta copii ale actelor de predare-primire. Dacă n-ați transmis transnistrienilor elicopterul și aerodromul de la Tiraspol care aparține Ministerul Apărării Rus. Nu? Deci sunt multe căi strict juridice pe care noi putem și trebuie să le aplicăm pentru unu, totuși aflat ce s-a întâmplat acolo și doi, să punem o presiune pozitivă, dacă vreți, asupra Federației Ruse, să dăm de înțeles foarte clar că nu mai acceptăm să nu doar să fim manipulați, dar nu mai admitem și nu mai tolerăm Federația Rusă să facă asemenea jocuri periculoase pe teritoriul țării noastre, pentru că ele vor fi investigate și vor fi investigate pe bune. Și atunci cred că se va schimba nu doar retorica, dar și pe viitor vor fi mult mai reticenți dacă vor hotărâi să mai facă asemenea lucruri. Eu cred că noi acum avem pârghii juridice pentru a prelua situația asta sub control și noi să fim cei care să împingem și să gestionăm dosarul ăsta al
Exact, asta am vrut să întreb, dacă există, avem posibilitatea ca până la urmă să mergem acolo și să, pentru dacă ei vor spune că nu... Nu avem, noi trebuie să o cerem. Exact. Că avem dreptul să avem. Exact, exact. Ați spus la un moment dat că aerodromul aparține forțelor ruse, de da. Ce? Da, de ce? Păi pentru că e aerodromul care a aparținut sau a fost parte a armatei a 14, armata a 14 care nu a intrat în componența armatei naționale a Republicii Moldova, care a rămas parte a forțelor armate a Federației Ruse, respectiv armata rusă evident trebuie să plece de pe teritoriul Republicii Moldova. Soarta aerodromului trebuie discutată și negociată la nivel bilateral cu rușii, ce fac? Le plătesc reparații și răscumpăr dacă noi acceptăm să le vindem acest aerodrom. Evident. Deci e subiect de negocieri. Dar atât timp cât forțele cele sunt prezente acolo, chiar și ilegal, este proprietatea lor pentru care, pe teritoriul țării noastre, pentru care ei poartă responsabilitate, inclusiv și în primul rând în raport cu țara noastră. Adică în momentul în care se întâmplă ceva pe un obiect care le aparține, dar pe teritoriul țării noastre, e responsabilitatea lor. Noi avem tot dreptul, în conformitate cu legislația internațională, să solicităm de la ruși informații și acces. Pentru că e ceva care s-ar fi întâmplat, un incident serios, cum spun ei, care s-a întâmplat în țara noastră, pe un obiect militar care le aparține. Repet, ei poartă responsabilitate pentru asigurarea securității și a siguranței obiectelor militare pe care le au chiar și ilegal în țara noastră. Dacă am presupune că este bună credință din partea transnistenilor, autorități care se adresează atât de direct OSCE, Parlamentul European, trebuie să vină deschis și să spună, uite, un stat străin, ei se consideră ca o statalitate a lor, noi nu îi recunoaștem, dar ar trebui să vină, uite, un stat străin face atacuri pe teritoriul nostru, haideți să investigăm internațional, să stabilim care este adevărul. Netransparența și acele narațiuni pe care le vedem legate de Ucraina, pe mine mă duc cu gândul la altceva. A fost 8 încercări de a incinera secții de votare în Federația Rusă. De fiecare dată a fost utilizată practic o schemă similară. Au fost niște escroci telefonici care propuneau lichidarea creditelor sau niște recompense materiale sau în cazul unei doamne spuneau că uite, acolo sunt ucraineni de fapt și vor fura datele personale și în special persoane mai în vârstă, credule, au mers la aceste mișcări. A mai fost un incident legat de o fumigenă care a fost lansată, câteva incidente legate de distrugerea buletinilor de vot cu diferite substanțe. Am văzut și chiar... Ele toate, cel puțin în narațiunile deschise ale Federației Ruse, au cumva o urmă ucraineană. Acum, când vorbim despre incidentul din Transnistria, iarăși se vorbește despre această urmă ucraineană. Iar ceea ce am văzut noi în spațiu public lansat de activiștii Z online este că ucrainenii cumva ar vrea să compenseze lipsa succeselor pe front prin delegitimizarea acestor alegeri, prin atacuri, prin faptul că nu le-a reușit o incursiune a legiunii ruse în Federația Rusă, despre care spunea Putin că au murit circa 800 de oameni, încearcă să compenseze și că ar pierde multe elicoptere și astfel ar fi vrut să arate simbolic că nu mai este așa de situația de rea. Aici, cel puțin narativ, am vedea niște legături, niște punți de legătură în contextul unui plan mai larg. Să nu uităm despre faptul că și Institutul pentru Studiul Războiului la începutul anului spunea că putem să ne așteptăm la operațiuni sub steag fals în regiunea transnistreană pentru destabilizare, pentru extindere și presiune asupra autorităților Republicii Moldova, mai ales că noi în ultimul timp am luat o poziție, așa să spunem, mai tranșantă, mai directă de trecere în legalitate a unor procese de business. Aici, iarăși, sunt mai mult șiruri logice decât șiruri legate de dovezi, dar dovezile, cum spunea și domnul Flenche, am putea să le obținem numai venind la fața locului cu niște și investigatori. Făcând o investigație. Independență. Despre, da, faptul că Institutul pentru Studiul Războiului menționează Transnistria în anumite
lucruri, deja menționează și autonomia găgăuză ca parte în care ar putea fi implicată în destabilizări, dar despre asta a vorbit și șeful SIS de la Chișinău. Da? Clar, pentru toată lumea n-a fost ce face statul cu această informație, cu aceste amenințări, cu aceste pericole, suntem în măsură să le contracarăm sau nu? Astea au rămas doar niște întrebări. Acum luăm publicitate și ne întoarcem după pauză ca să discutăm mai departe despre aceste lucruri, dar și despre declarațiile președintelui Macron, care spune că ar putea să trimită trupe în Ucraina. Publicitate. Da, continuăm. Spuneam înainte de pauză că vom vorbi și despre declarațiile președintelui Franței, care a atras atenția, bineînțeles, și cu această declarație pe care a făcut-o de 3 ori și nu odată, deci nu a fost pur și simplu din întâmplare, vorbește despre faptul că trebuie să privim situația cu sobrietate și trebuie să spunem cu hotărâre, voință și curaj că suntem gata să folosim mijloacele necesare pentru a ne atinge obiectivul de a ne asigura că Rusia nu va câștiga războiul. Face această declarație în contextul în care nu exclude trimiterea de trupe în Ucraina, în cazul în care va fi evident că, că Ucraina pierde și Rusia câștigă acest război. Ce se întâmplă de fapt? Cum să înțelegem aceste declarații? În primul și în primul rând, Emmanuel Macron încearcă să se poziționeze ca un nou lider al Europei, pe fundalul unui lider pe care îl consider mai slab, cancelarul federal german Scholz, sau cel puțin consider că poate să concureze cu el și să se impună ca un nou lider la nivel de Uniune, în special acum, pe fundalul de război, de tensiuni, când au loc schimbări serioase tectonice pe întreg continentul. Deci declarația, bine, pentru că dacă ne uităm mai atent, sigur că e fără precedent, dar nu zic că trimite. Nu. Nu exclude. Am putea. Știți că în bancul ăsta care e probabilitatea să întâlnești un dinozaur pe stradă e 50%. Ori întâlnești, ori nu întâlnești. Deci e clar că e în primul rând un joc de declarații, dar evident, adică cine nu blufează acum în lumea în care am ajuns să trăim. Dacă o face Moscova, de ce n-ar face și liderii europeni ca să pună presiune psihologică la care recurge Putin și să-l... Adică evident că principalul destinatar al acestor mesaje este Putin, deși ca și efect advers și proprii alegători, adică să vedem încă cum vor reacționa alegătorii francezi la aceste declarații, ceea ce evident că nu în următorii 3 ani mai are Macron timp până la... Da, opoziția franceză a reacționat deja, da, este adevărat. Trebuie să analizăm asta și în context mai larg. Comunitatea politică europeană tot este un proiect al lui Macron. Macron vede un viitor pentru Europa care este cumva mai detașat decât proiectul NATO, care este un proiect eminamente american și trece printr-o criză în legătură cu indecizia SUA pe care o caracterizează. Și spre deosebire de alți lideri, el chiar are forțe care ar putea să fie utilizate peste hotare cu minime pierderi din punct de vedere juridic, cerințe sau negocieri cu opoziția din cauza faptului că are acea legiune franceză pe care o poate lansa și are experiență militară extinsă. Acum, va face el asta? Toți experții spun că cel mai degrabă că nu, dar el revine la acea doctrină pe care o utilizau americanii în timpul războiului rece, care se numește indeterminanță strategică. Adică Putin nu mai știe că nu va fi lansat, nu știu, o misiune de pacificare europeană pe teritoriul Ucrainei, pentru că până acum era spus clar și o spune clar, de exemplu, Scholz sau spune clar Biden că trupe americane sau germane nu vor ajunge în Ucraina.
dar trupele franceze pot să ajungă în Ucraina și Franța nu este o forță militară deloc neglijabilă. Sigur că nu este. Problema este că Macron nu s-a manifestat ca unul dintre finanțatorii mari ai Ucrainei. Exact, asta îi spun și cei de la trilaterala de la Berlin, exact asta au spus, că vorbe sunt, dar fapte... Okay. Pentru noi e important și asta, pentru că până la urmă președintele Macron a fost probabil singurul președinte francez în cei aproape 33 de ani de independență a Republicii Moldova, care și-a amintit de Republica Moldova mai mult decât o singură dată, adică și-a fost aici, și el de fapt menține, spunând lucrurilor pe nume, este Macron, în primul rând, cel care menține Republica Moldova pe agenda de securitate a Europei. Pentru că, în comparație cu anul 2022, Moldova a coborât mult în topul subiectelor din agenda liderilor europeni. Macron este cel care o readuce mereu. Cred că lucrul ăsta trebuie valorificat. Se pare că se întâmplă mult mai multe decât știm noi, adică se semnează acorduri de securitate. Ceea ce e bine, e bine că statul se preocupă de securitatea a oamenilor, totuși, în primul rând, statul sunt oamenii, nu instituțiile, nu? Dar sigur că am vrea și să știm mai multe. Am vrea să se discute mai mult, inclusiv în avans, intențiile, planurile. Cu alte cuvinte, bine că se întâmplă, dar vrem și să știm mai exact cum ne vizează asta pe noi. Ceea ce spunea Macron, ca să... vis-a-vis de ce spuneți dumneavoastră. Deci Macron are următoarea declarație: dacă lăsăm Ucraina singură, dacă lăsăm Ucraina să piardă acest război, atunci Rusia va amenința cu siguranță Republica Moldova, România, Polonia. Rusia a devenit o putere care vrea să se extindă și este sigur că nu se va opri acolo, spune președintele francez. Exact despre ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, readuce Republica Moldova în atenție și vorbește despre amenințările la adresa statului nostru și pericolele, da, care există. Pe noi asta ar trebui să ne, cum să zic, să ne liniștească, faptul că Moldova este pomenită, da, și este în atenție și au spus că nu ne vor lăsa, nu știu ce înseamnă asta, dar... Nu, liniște de plină eu aș avea doar, sau voi avea doar atunci când se va termina războiul, exact. Definitiv, fără niciun semn de reluarea lui în viitorul apropiat. Până atunci e bine că avem atenție, e bine că avem sprijin, depinde în primul rând de noi cât de bine știm să valorificăm acest sprijin și să știm să formulăm foarte clar în fața partenerilor noștri care sunt așteptările noastre, de ce de fapt avem nevoie, cu ce putem contribui noi, respectiv ce exact ne așteptăm să ne ajute partenerii. Alții, exact. Da. Acum a tras atenția și trilaterala de la Berlin, care cei trei președinți, vorbim acum despre Polonia, Germania și Franța, s-au reunit ca să vorbească despre situația din Ucraina și să găsească soluții pentru a ajuta Ucraina. Una dintre soluții, am văzut că trebuie găsite echipamente militare pentru Ucraina în întreaga lume, nu numai în Europa. Cum ați văzut această trilaterală și de ce ar trebui să ne intereseze? În primul rând, din cauza faptului că pe front noi atestăm o foame de proiectire. Trilaterala cumva confirmă acel plan ceh de identificare a proiectilor peste hotare și de ce asta interesează Republica Moldova, pentru că printre proiectile sunt și acele care protejează spațiul aerian al Ucrainei și locuitorii de la Etulie înțeleg că cumva îi protejează și pe ei, de exemplu. Noi suntem foarte interesați ca spațiul aerian al Ucrainei să fie sigur, pentru că asta indirect ne protejează și pe noi. Iar ceea ce se declară de către trilaterală este un progres, dar un progres destul de limitat. Europenii înțeleg că până la alegerile din SUA s-ar putea să avem o problemă mare de finanțare din partea SUA. Ei încearcă să găsească fonduri suplimentare. Am văzut 200 milioane economisite de la Pentagon care vin, dar miliardele care trebuiau să vină pentru Ucraina vor întârzia. Și în acest sens
Planul CEH, cele 800.000 de proiectile, ele trebuie să fie lansate cât mai repede, pentru că asta protejează vieți, fiindcă utilizarea dronelor în schimbul proiectilelor costă vieți de soldați ucraineni care trebuie să fie mai aproape de linia frontului și mai puțin protejați comparativ cu rușii. În acest sens, noi mai mult suntem ca urmăritori, statiști în acest spectacol și ceea ce trebuie să facem noi, atenția care se acordă Republicii Moldova, o să o utilizăm în primul și în primul rând pentru integrarea europeană. Să spunem că asta este garanția de stabilitate a Republicii noastre și că acele procese interne pe care încearcă prin război hibrid să le utilizeze Federația Rusă se vor atenua cu mult dacă noi ne apropiem cu pași rapizi de Uniunea Europeană. Am văzut mai mulți politicieni de la noi vorbind că poate și mai aproape de 2030 ar trebui să ne integrăm, dar aici iarăși este și un joc diplomatic, dar și un proces intern foarte complex pe care trebuie să-l trecem și cu această atenție să o exploatăm la maxim. Am văzut și declarația premierului român care spune că Rusia, că practic Ucraina este în război militar, dar Republica Moldova este în război hibrid și nimic nou aici. Nimic nou, exact. Vreau să revenim un pic la ceea ce spuneam înainte de pauză, la pericolele, amenințările care vin din autonomia găgăuză și din stânga Nistrului, despre care se vorbește atât de mult. Asta trebuie să ne îngrijoreze, e ceva care într-adevăr există, adică aceste pericole, sau pur și simplu sunt niște declarații pentru a atrage atenția, pentru a, a ne face mai vigilenți pe fiecare dintre noi? Sau... Importanța și rolul doamnei Guțul, după mine, este determinat de nivelul întâlnirilor sale la Moscova și Sochi. Am văzut-o întâlnindu-se cu doamna Matvienko, am văzut, după mine, cel mai sensibil element, întâlnirea cu domnul Kirienko, care a răspuns atât de această victorie gigantică a lui Putin în alegeri. El este așa numitul fixer în electorala rusă și asta cumva trebuie să ne ducă cu gândul că factorul găgăuz va fi mare în alegerile care vin și în special în legătură cu referendumul. Și a avut acea întâlnire pentru protocolare, pentru cele 5 secunde de poze cu Putin. Da, chiar și a recunoscut că n-a discutat cu Putin, dar a făcut o poză. Dar ce pot face prin intermediul autonomiei găgăuze și prin intermediul Transnistriei? Asta e întrebarea pe care toată lumea și-o pune. Ce fel de destabilizări ar putea fi? La ce ne putem aștepta? Ați formulat de două ori diferit, pentru că prima dată ați întrebat ce să facem cu pericolele care vin din găgăuze și din Transnistria, ceea ce nu e echivalent. Versiunea oficială care auzim e că și găgăuzea și Transnistria sunt folosite de Federația Rusă ca instrumente în război hibrid. Dacă asta e, înseamnă că pericole și amenințările nu vin de acolo, ele oricum vin din Moscova respectiv. Nu? Ceea ce nu anulează problemele care există obiectiv în găgăuzea și în Transnistria, care sunt diferite una de alta și sunt diferite de problemele care sunt create de Moscova cu utilizarea acestor regiuni. Respectiv, factorul extern se rezolvă altfel, în afara contextului autonomiei, în afara sau cu alte instrumente politice decât se aplanează și se rezolvă problemele în autonomie. Haideți să vorbim de autonomie, dacă tot jumătate de misiune am vorbit despre Transnistria, pentru că există probleme. Pentru că există o problemă fundamentală la nivel de sistem politic. Dacă am ajuns în situația când o persoană anonimă, după 30 de zile de campanie, este aleasă cu o majoritate covârșitoare de voturi la nivel de o regiune întreagă a Republicii Moldova, care este a Republicii Moldova. Acest lucru s-a întâmplat în câmpul legal al Republicii Moldova. Vedem declarații despre alegeri fraudate, ok, dar alegerile au fost validate și atunci mă întreb eu, cum au fost validate? Dacă tot au fost validate, nu de o instanță separatistă, nu de o instanță autonomie, pentru că nu are autonomie găgăuză instanțe proprie. De o instanță care... Comrat, exact, curtea de apel de la Comrat. Respectiv, întrebarea mea
De ce nu a fost contestat acest lucru? Noi intrăm într-o situație de paradox, ca să nu zic absurd, juridic, când pe de o parte avem alegeri validate și necontestate, pe de altă parte avem o anchetă penală privind fraudarea acestor alegeri. Și dacă ancheta asta într-un sfârșit va ajunge în instanță judecată, de ce nu a ajuns încă, și vom avea o confirmare din partea instanței judecată că da, alegerile au fost validate, au fost fraudate, pardon, ce rămâne cu decizia curții de apel privind validarea ei. Deci, evident o disfuncționalitate politică, evident o disfuncționalitate politică, aici în primul rând vorbesc despre un sistem de alegeri care a permis să se întâmple așa un paradox electoral, dacă vreți, și o disfuncționalitate a sistemului politic, când am ajuns că o regiune întreagă a Republicii Moldova și puterea centrală la Chișinău nu comunică. Adică nu vorbim acum despre personalități. E o altă problemă aici, cred că revenim la subiectul Moscovei și a influențelor Moscovei. Dar cum am ajuns la situația că nu există comunicare decât prin intermediul instanțelor de judecată? Asta, inclusiv a curții constituționale. Asta e o problemă pe termen mediu și termen lung, de care trebuie să ne ocupăm acum, pentru că cu cât mai multe vulnerabilități și probleme, disfuncționalități avem între Chișinău și Tiraspol, cu atât mai multe instrumente de Moscovei să profite de ele. Sunt două probleme relaționate, dar diferite, și ele trebuie abordate diferit. Dosarul, să fac o precizare, dosarele acestea care există, că nu e clar care e numărul lor și despre ce este vorba, despre ce s-a vorbit oficial este dosarul de finanțare ilegală a partidului Șor de cândva, da? În care figurează doamna Guțul, deci nu am auzit despre acest dosar, la ce stadiu este, există un dosar de fraudare a alegerilor sau nu. Ceea ce am auzit este, și cu declarații oficiale, că acest dosar privind finanțarea ilegală, în care figurează și Bașcanul Găgăuziei, urmează să ajungă foarte curând în instanță, pentru că ar fi finalizată urmărirea penală. Era un dosar. Acum, ce au făcut ei, da, mascații atunci și așa mai departe. Ce se întâmplă? Exact, noi tot aici am discutat. Da. Dar despre acel dosar nu s-aude nimic. Există un dosar, nu există, la ce stadiu este, nu știu. Justiția din Republica Moldova întotdeauna va întârzia față de tehnologiile politice pe care le propune Kremlinul prin intermediul acestor interpuși. Și deja le-au anunțat pe următoarele pe care le vor folosi. Acele carduri MIR pe care vor transmite bonusuri la pensii și salarii și vor transmite unui număr infim de oameni și le vor promite la toți. De asta spune Guțul la conferințe de presă. Ce o să fac? Deja vedem policieni găgăuzi care vin la adunări în Transnistria. În Transnistria ele pot fi utilizate, apropo, în anumite condiții. Întrebarea este după mine... Eu nu inventez situația, adică aici vedem o intercalare între cele două situații foarte dură. A doilea element este promisiunea de gaze ieftine pe care am văzut-o, exporturi preferențiale pentru anumiți fermieri, exploatarea la toate narativele și vulnerabilitățile noastre social-economice care le vedem în ultimul timp. Protestează fermierii, iată, poftim fermierilor o opțiune. Vedem că este o criză economică, în special în fiecare sezon cald, iată, poftim o soluție cu, nu știu, cu scoaterea cash-ului, cu... Bine, dar ei de mult spun despre aceste soluții. Ele chiar vor fi aplicate pur și simplu niște narrative pe care le tot auzim? Vor fi aplicate a venit gaz ieftin din Turcia, a mai venit nu știu ce... Ca proiecte pilot sau ca proiecte propagandiste în Găgăuzia și vor fi promise tuturor pentru voturi. Și asta e riscul cel mai mare, că ele sunt tehnologii electorale. Ele funcționează nu pentru că ele vor funcționa peste tot. Am văzut cum funcționează în cazul alegerii Bașcanului. Am văzut că un om care nu are nicio legătură cu politica, pe care nu-l știe nimeni, peste noapte devine, și nu este singurul caz, în ceea ce privește partidul Șor sau partidele care au apărut după aceea. Asta am văzut și la Orhei, asta am văzut... Sau promisiuni de investiții de 10 și sute de mii de euro către primarii locali pentru a trece într-o formațiune sau alta, iarăși... Și aici este un dosar penal pe aceste feluri de traseism, da? Acest fel de traseism. Au fost mai multe.
tot cu soarte incertă. Da, unul am înțeles că e în instanță. La fel, da, sunt multe dosare, nu se mai încheie, nu mai știm ce se întâmplă și de ce durează atât de mult, mai ales pe situația alegerilor. Acel dosar trebuia să aibă prioritate, dosare să multe, procurori întâmple puțin, repede. Dosare multe în instanță, judecători puțin, da. O putere judecătorească disfuncțională cu un evident deficit de cadre, adică avem probleme sistemice în foarte multe domenii. Dacă nu le rezolvăm și până nu le rezolvăm, asemenea amenințări, asemenea pericole, le vor persista. Adică, evident, dacă cineva își dorește destabilizarea Republicii Moldova, vulnerabilități sunt mai mult decât suficiente, tocmai din cauza disfuncționalităților la nivel de stat. Ce se întâmplă, că nu mai avem mult timp, aș fi vrut ca să vorbim un pic și despre ce se întâmplă pe frontul din Ucraina, pentru că am văzut tot la Institutul pentru Studiul Războiului că există pericolul ca frontul să se rupă și forțele ruse să avanseze, tocmai din cauza că nu există, nu se pot apăra, nu există suficient armament acolo. Ce știți dumneavoastră, care sunt riscurile? Bine, cu remarca că eu nu sunt expert militar, o persoană civil ca și background, totuși din ce văd și din ce înțeleg eu, operațiuni mari de rupere a fronturilor după războiul doi mondial nu s-au mai întâmplat. Și atunci au fost posibile grație faptului că nimeni nu a numărat soldații sovietici. Mareșalul Jucov, renumit sau infam prin sacrificii de 300.000 de soldați pentru luarea Berlinului înaintea americanilor, ușor. Acum Putin nu-și poate permite, cu tot controlul care îl exercită asupra acestui stat, nu-și poate permite acest lucru, nu are sute de mii și milioane de soldați la dispoziție ca să poată așa să ajungă la Kiev, respectiv, mie mi se pare un scenariu de ăsta de care am văzut din filme gen Osvobojdenie, coruperea frontului și nu știu ce, un scenariu foarte improbabil în condițiile actualului război, pentru că au avansat tehnologiile, inclusiv tehnologiile de defensivă. Pur și simplu, costurile, nu că ar fi imposibil, nu se justifică prin costuri foarte mari de vieți omenești și de resurse care, da, Rusia pare să fie într-o situație mai bună la capitol aprovizionare cu obuzii de artilerie, de exemplu, dar oricum resursele nu sunt infinite și, până la urmă, totul depinde de cost 1 și scopul ce își propune Vladimir Putin pe termen scurt. Termen scurt sunt, sau tind să cred că vrea o stabilizare, pentru că și el economic nu poate la nesfârșit duce acest război. El, până la urmă, epuizează toate părțile implicate în conflict într-o formulă sau alta. Asta ar fi înghețarea și conflictului și asta. Da, asta este unul din scenariile probabile la care trebuie să doar să ne gândim, dar cumva și să ne construim noi strategiile noastre de țară, ieșind dintr-un război pus pe pauză, pe un termen nedefinit, dar nu care oricând poate reizbucni. Da. Și pentru că ultima întrebare aș vrut ca să vă adresez, cum vedeți noastră relația cu Republica Moldova mai departe, între Rusia și Republica Moldova sau între Republica Moldova și Rusia, pentru că avem în față un lider ales așa cum a fost ales, dar pentru încă 6 ani. Ce se va întâmpla mai departe? Utilizarea ofensivă a celor mici exporteri care au mai rămas acolo, în special în sectoare vulnerabile, cum ar fi, de exemplu, exportul de mere, alte sectoare care au rămas acolo, presiuni și continuitatea narativilor despre rusofobia Republicii Moldova, continuitatea unor operațiuni similare în Transnistria, activizarea forțelor pro-Rusie și în special în apropierea referendumului, crearea poate de fronturi comune împotriva referendumului, de boicotare, adresări și mesaje poate chiar pentru filorușii de aici din partea Federației Ruse și implementarea acelui plan pe care CNN-ul a dezvăluit încă cu un an jumătate, 2 ani în urmă, de regionalizare și preluare prin soft power a puterii aici. Asta este planul Federației Ruse și cu asta trebuie să luptăm și să contracarăm. Da, suntem în stare, putem, avem cu ce.
jumătate din răspunsul ăsta este dacă vrem. Adică dacă se creează acea voință politică pentru a lupta cu asta. Dar nu există? Ea nu există? După mine există o reticență internă și chiar acea reacție internă a sistemului judiciar vorbește despre rezistență și incapacitatea de a înțelege scopuri mai care să fie mai lungi decât bătaia interesului propriu. Iar dacă noi vom avea, de exemplu, judecători, nu știu, la Curtea Constituțională, care vor lua niște decizii care vor fi mai interesante, mai creative, sau vom avea procurori care nu vor finaliza intenționat urmărire penală în timp util pentru a influența anumite procese, putem să avem situații foarte critice. Vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost și astăzi cu noi. Ne vedem lunea viitoare. Toate bune!